Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotesit astăzi în rangul de econom stavrofor doi preoți slujitori la Biserica Domnița Bălașa, paraclis patriarhal din capitală. Părintele Dima Mihai și părintele Benone Dincă au primit cu acest prilej din partea prefericirii sale crucea pectorală, brâul roșu și bedernița. Slujba a fost oficiată de Patriarhul României în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală în prezența membrilor permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul rostit cu acest prilej, prefericirea sa a subliniat faptul că această distincție reprezintă o recunoaștere a activității de până acum și o încurajare pentru cea viitoare. Îi felicităm, le dorim sănătate, ajutor la Dumnezeu și multe râvne pentru a continua slujirea preoțească într-o biserică voievodală domnească cu un trecut glorios și cu o frumusețe deosebită din punct de vedere artistic. Însă această biserică, așa cum s-a constatat, are mereu nevoie de restaurare, de îngrijire și a fost restaurată recent frumoasa catapeteasma acestei biserici și urmează și alte lucrări inclusiv consolidarea și restaurarea temenică a bisericii întregi, într-o perspectivă apropiată. Deci, această biserică nu este biserica unei parohii, este biserica așezămintelor brâncovenești, domnița Bălașa, și este o biserică simbol în orașul nostru, în capital, aici, în București dorim, deci, activități frumoase, de acolo și binecuvântate, spre slava Preasfintei Trăim, bucuria bisericii și bucuria acestor preoți slujitori, care, sub coordonarea Părintului Consilier Patriarhal Stefana Ababei, desfășoară activitate pastorală, misionară, liturgică și catehetică și activități sociale. În Biserica Ortodoxă Română, rangul de econom Stavrofor este oferit preoților care desfășoară o activitate pastoral-misionară deosebită.